Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Haideți să începem ședința de astăzi. Prima dată, haideți să supunem la vot procesul verbal a ședinței din 30-a 5-a de luna trecută. Cine sunteți? Avem împotrivă, avem abțineri, avem 14 voturi pentru, da? Ordinea de zi, domnule. Haideți să dăm drumul la proiectul ordinei de zi de ziua de astăzi. Avem astăzi, așa cum ați văzut în hârtile care le-a spune fiecare dintre dumneavoastră, avem 4 proiecte, 3 care sunt mai importante și apoi al 4-lea întrebări și interpelări. Și acum să supunem la vot ordinea proiectului de zi pe ziua de astăzi. Cine sunteți de acord? Avem împotrivă, abțineri. Ordinea de zi este aprobată cu 14 voturi pentru. Primul proiect, domnul președinte. Primul proiect al ordinii de zi pe ziua de astăzi, care spune așa: proiectul de hotărâre privind organizarea și sărbătorirea zilei Comunei Horgești, județul Bacău, inițiator viceprimar Caliman Marcia. Dăm cuvântul. Bună ziua, doamnă consilier, pentru că sunt prezent aici și m-am ocupat și mă ocup de acest proiect. După cum știți, în fiecare an se sărbătorește ziua Comunei Horgești, data de 15 august. A fost în acel an cu pandemia cum s-a sărbătorit. Și propunerea este de 35.000 de lei pentru spectacol muzical și 5.000 de lei sunt bani. Dacă intervin situații prevăzute de reparat ceva la scenă, sau, dar exact așa s-au prins și anul trecut și știți că au rămas, nu s-au cheltuit, acei bani, dacă nu se cheltuie și la momentul actual, nu sunt motive ca acei bani să fie cheltuiți, pentru că scena e păstrată, noi locul unde s-a turnat ciment a rămas în regulă, deci n-ar trebui, dar punem preventiv ca să nu fim nevoiți în cazul în care se strică ceva până atunci. Acum știți, asta sunt tinerii care mai stau mult acolo la scenă. Dacă intervine ceva, să avem o sumă pentru reparații. Dacă nu, suma rămâne și ulterior va fi luată de acolo și folosită în alte scopuri. Da. Înscrieri la cuvânt pe baza acestui proiect, da? V-am spus careva? Mai este careva? Acum, haideți să dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa este, 15 august este ziua comunei, se sărbătorește în fiecare an. Și da, ei trebuie marcat acest moment, dar festivismul la amploarea asta care crește de la an la an trebuie făcut atunci când tu ai condițiile necesare. E ca și atunci când tu îți construiești o casă. Și casa ta nu este finalizată și tu te apuci și chemi artiști renumiți și faci petreceri, dar tu mai ai geamul și uși la casă. Exact așa funcționează și la noi la Horgești. Ne lăudăm că chemăm artiști de nivel național, știm numele care au fost anii trecuți, dar de fapt noi nu avem apă, noi nu avem canalizare, noi nu avem gaze. Nu avem multe lucruri la Horgești, din păcate. Și tocmai din acest motiv am uitat un pic în trecut și s-au făcut sărbători foarte frumoase și cu 12.000 de lei alocați și cu 15.000 de lei alocați. Și vedem cum de la an la an cresc prețurile și practic sărbătoarea este aceeași, pentru că omul se bucură. Indiferent că îi cântă un artist local și avem, slavă Domnului, pe plan local, persoane foarte talentate. Fie că îi aduci un artist de la Bacău, din București sau de nu știu unde și îți cântă 20 de minute, da, cum cântă, da. Practic îi plătești prezența, că despre asta vorbim. Așadar, în condițiile acestea, eu aș propune să fim mai chipzuiți. Da? Nu zic să nu alocăm bani deloc, nu zic să nu se organizeze, este normal să facem o sărbătoare în comună. Dar consider că suma de 15.000 de lei, în condițiile că, așa cum a spus și doamna primar, avem scena, 15.000 de lei. Și sărbătoarea să fie organizată și să ne bucurăm de artiștii locali. Da? O avem pe Diana Duma, o avem pe Paula Florescu, avem copiii talentați la dans. îl avem pe domnul Herciu. Deci avem cu cine să facem pe plan local o sărbătoare frumoasă de care să ne bucurăm, fără să facem risipă de la bugetul local. Dar sunt 7-8.000 de euro pe care, dacă chipzuim un pic de aici, chipzuim un pic de acolo, ne rămân bani pentru alte lucruri. Da? Și dacă vreți să ne gândim cum aș vedea eu logic, de exemplu, luăm suma de care a spus de 25.000 de lei și o ducem, de exemplu, către coșuri de gunoi pe care ne-am asumat cu toții că avem nevoie, nu? O să facem din nou această sărbătoare, dar noi nu avem unde să aruncăm un coș de gunoi și o să fie din nou pline drumurile de gunoi. Așa ar trebui să vedem lucrurile, așa ar trebui să vadă o administrație logic lucrurile. Să gândim pentru viitorul comunei, nu pentru o singură zi, nu pentru o singură zi. Sau putem să gândim altfel, nu? Avem ziua comunei, de 25.000 de lei să cumpărăm materiale de curățenie și să facem o zi a curățeniei la Horgești. Da? Să cumpărăm varvă, vopsele, să cumpărăm tot ce e nevoie și cu oameni din primărie și să le distribuim cetățenilor și să facem o zi în care să văruim copaci, să văruim, așa cum se făcea odată. Să schimbăm fața comunei astea, pentru că se pot face și altfel lucrurile. Nu numai cu festivizi de asta să ne bucă o zi, am făcut și după aia bani aruncați în vânt. Hai să nu mai aruncăm banii în vânt, să facem lucrurile cu cap. Așadar, eu o să vin cu un amendament la acest proiect, să mutăm 25.000 de lei la capitolul bugetar cu cheltuieli pentru curățenie în comună. Și încă un lucru care să nu-l omit. Luați în calcul toaletele ecologice. Anul trecut foarte mulți oameni mi-au spus, doamne, toate gardurile au fost luate la rând, da? E incredibil. Deci, în Ormanj nu poți să faci o astfel de sărbătoare fără să ai toalete și toate cele necesare. Adică, mai mult de atât, ce să mai spun? De asta zic, haideți cu toții să vedem un pic altfel, diferit lucrurile, să gândim pentru viitor, pentru o comună modernă și europeană și civilizată. Așa ar trebui să vedem lucrurile. Da? Asta este amendamentul meu, asta este propunerea mea, o consider o propunere de bun simț și sper să o susțineți. Mulțumesc. Deci amendamentul, să-l notez, a spus să mutăm bani. Ca amendament pe acest proiect de hotărâre nu putem să mutăm bani. A mutat bani putem pe rectificare. Da. Amendamentul ar fi să diminuăm suma propusă inițial de la 35.000 de la 40.000 la 15.000. Domnilor consilieri, discursul a fost ca întotdeauna impresionant, până la late, dar haideți să vedem realitatea. S-au scris și pe Facebook, mi s-a spus că spectacolul ține o oră, ați văzut și noastră, încep la 11-12 muzica, dimineața la 3, la 4, la 2, la 3 cu balul, deci spectacolul este de durată, este ceva frumos, cetățenii au cerut și s-au bucurat de fiecare dată când au venit nume, exact cum a zis, de nivel național. Și suma nu este atât de mare și dacă comparăm cu anii trecuți, haideți să comparăm la absolut toate cheltuielile, da? Mergeți și noastră la magazin. Nu puteți să spuneți că cu suma pe care o dădeați pe pâine, hai să luăm pâine, asta e cel mai simplu lucru, dați acum la fel. Haideți să o luăm, cum a zis dânsul, nu știu dacă a fost cea mai fericită comparație, cu casa, că n-ai terminat, n-ai pus geamuri, dar faci petrece cu răutat. Nu. Chiar când lucrezi la casă, se întâmplă și mai să faci un grătar acolo, în curte, cu prieteni, da? Și chiar dacă casa nu e gata. Asta este atmosfera. Haideți să lăsăm cetățenii comunei să se bucure de aceea. Nu v-am întrerupt, domnul Dămoc, și vă rog să nu mă întrerupeți. Haideți să facem un spectacol, să fie ceva frumos. Dacă mergem întotdeauna pe ideea că se cheltuie banii, că ar fi undeva, să știți, de coșuri de gunoi, se achiziționează, suntem deja în discuție, avem o problemă pe achiziții și pe contabilitate, nu e o problemă mare, se poate rezolva. Acum avem atribuții delegate, pentru că doamna contabilă este în concediu prenatal, iar la achiziții, știți că și-a demisia, avem posturile scoase la concurs. Și la achiziții, pentru că am înțeles data trecută, s-a pus până cine face achizițiile, are atribuții de achiziții domnul Pătrășcan Constantin, care are atribuții, dar cunoștințele lui în achiziții nu sunt complete, și pe contabilitate este domnul Cioroabă, acum are atribuții care nici nu sunt asociată contabilitate. Mulțumim doamnei contabil care vine în continuare, deși e în concediu, și ne ajută, ne susține aici la primărie. Și urmează, și vă spun, cel târziu în august, poate, dă Dumnezeu și la concurs și o să fie bine și o să avem și contabil, achiziționăm acele coșuri de gunoi și o să le punem. Și iar banii, când spunem 25, nici n-aș vrea, domnul Mocatina, să veniți în fiecare ședință și spuneți de pagubă. Haideți să ne gândim la paguba de 300.000 de lei și nu la cea de 25.000 de lei care se dă aici. Da? Haideți să nu mai continuăm cu pagubă, să vă doară sufletul, că ar trebui să vă doară sufletul în familie. Dumneavoastră, doamna primar, doamna administrator, din păcate, deci coșul nu se poate, dar se poate să luăm stegulețe? Se pot lua și coșuri. Cum n-ați luat stegulețele atunci, dacă nu aveți un achiziție? Luăm și coșuri. Am zis că sunt atribuții. Cum ați luat stegulețele? Se pregătim acum pentru zile cu noi și o să luăm și coșurile. Da? Toaletele ecologice, ce părere aveți? Sunt utile? Nu știu, pe mine nu mă doar mă seama și nu știu dacă pot să le răspund. Atitudine. Am avut și vă rog frumos să aprobați proiectul așa cum a fost inițiat. Mulțumesc! Haideți, domnul Dămoc, mai aveți ceva? V-ați înscris la cuvânt? Nu, adică răspunsul este total paralel cu ceea ce am spus eu. Adică doamna administrator public îmi dă dreptate că ea spune că trebuie făcut și că trebuie suma asta neapărată. Dar exact ce v-am spus eu, deci putem să facem foarte bine cu o sumă jumătate, poate și chiar mai puțin, cu artiști locale, că lucrurile sunt foarte simple. Adică e evident că deja banii sunt pregătiți și destinați către o anumită firmă, că așa se întâmplă la noi la Horgești, și, da, și asta este. Firma voi, am zis, dacă vreți să faceți mulți ceva, firma, da, o să țină cont că vă ajută cu muzicală pe trecere. Haideți să... Lăsați circul, dar de circul oamenii sunt sătui. Tocmai ce faceți, exact. Chiar n-ați văzut peste 100 de oameni, deci un om nu a zis, da, domnule, sunt de acord. Nu știu, chiar n-am văzut, credeți-mă, doar am oauzit informația, doar n-am văzut, nu mă interesează ce postați. Nu mai puneți, au ajuns să vă roage frumos, au ajuns oameni să vă roage frumos. Eu știu, majoritatea, 90% sunt persoane care nici n-au treabă cu Comuna Horgești. În general, la punctul de vedere... Haideți să... Punctul meu de vedere v-am spus. Eu am terminat ce am avut de zis. Lăsați domnii consilier să vorbim. Deci, vă rog frumos, haideți să înaintăm. Da. Mai există careva care să scrie la cuvânt? Domnul Boboc, haideți să vă dau cuvântul. Domnul consilier, e normal că să avem părere. Părere asta nu înseamnă că suntem vrășmași, nu înseamnă că avem cu cineva. Ceva. Grija prea mare de zilele comune nu vine de mult tare. Oamenii au sărbătorit. Sărbătoarea asta e o sărbătoare cunoscută de zeci de ani, de mult, așa cum au știut ei mai bine. Problema e că s-a amestecat politicul în sărbătoarea asta și nu e așa de bine. Ar fi trebuit să aibă în vedere grija nu numai pentru sărbătoarea asta, domnule. Este cabinetul medical de aici, din comună la noi. Este cabinetul stomatolog de aici, din comună. Deci că e un ghetou, domnule, nevăruit acolo. Și e un bun a comunei noastre. Am înțeles că e închiriat. Nu se găsește o găleată de bani. Am vorbit cu domnul Vici, primar. Domnule, o găleată de bani, domnule, că virim cu alt microb de acolo, din urmă, cum ne scoatem măsă. E obligația domnului cabinetul medical, nu noi facem reparații de... Nu vă înțeleg, nu noi suntem proprietari. Ei trebuie să facă un contract. Întreținerile curente, cele care de băruici, așa, le face chiriașul. Noi facem dacă trebuie să schimbăm geamul sau rețeaua, da. Astea sunt întrețineri curente. Erau multe de schimbat, domnule, la problema schimbat. Sunt niște cartoane acolo, domnule, niște cartoane. Așa închiriam niște cartoane acolo, ca în iebul mediu, domnule. Dacă e vorba că am închiriat și așa am lăsat. Nu e bine, domnule. Cum e fiecare noastră, nu spune cineva că eu sunt... Dar eu nu sunt de acord să se dea niciun ban, niciun leuț la ziua comunii, doamne, că avem atâtea urgențe în comună la noi. Și aruncăm cu banii pe fereastră, că bine, să sărbătoriți, să ies, credeți că e bine. Evenimentul ăsta ar trebui sărbătorit când s-a făcut niște realizări, niște bucurii, uite, am rezolvat-o și pe aia, să batem toți din palm. Așa, nu uită nici Dumnezeu, nu uită nici măcar ploaie. Cam atâta, domnule. Răspunsul la aceasta, lăsăm să votez, o să vi-l dau la diverse, care are legătură cu toată economia pe care o facem și are legătură cu acel teren de sport, cu acel teren de cimitir, pe care dumneavoastră ați vândut bucăți la alți cetățeni și au făcut case pe teren pe care le-ați vândut nou. O să ajungem și acolo. Să vă scrieți dimisia în alt, să plecați de aici, încurcați. O să ajungem și acolo, domnul Boboc. Încurcați lumea tot cu... Nu poate să spună nimic, o părere, cum atare vii și cui două pula mea. Nu, domnule, ce vezi cu puterea oamenilor. Ai stricat tot ce-i comunați, tot ce-i bune comunați, ai stricat. Ții o statici, atâția consiliere, ții o statici să voteze prostii dumneavoastră. Să vândă terenul primăriei, cum ați văzut dumneavoastră. Nu-ți terenul primăriei, domnule, terenul meu, nu-ți domnule, vezi de bine. E nevoie pe alt, mai avem. Haideți că lăsăm la diverse toate treburile astea și mai discutăm atunci, vă rugăm. Mai e careva să... Dacă nu, supunem amendamentul domnului Dămoc la vot? Da, cu reducerea sumei alocate de la 40.000 de lei la 15.000 de lei. Cine sunteți pentru? Avem 3 voturi pentru, da? Doamna Albeinu, domnul Dămoc și doamna Rău. Împotrivă? Și abțineri? Domnul Sehar. Amendamentul a fost respins. Acum supunem la vot proiectul așa cum l-am avut în ordinea de zi. Cine sunteți de acord? Împotrivă. Împotrivă avem 4 voturi, da? O secundă, vreau numai să-și notez, da? Împotriva mea, domnul Munuț, domnul Dămoc, doamna Albeinu și domnul Bogor, da? Abțineri? Și vă rog pentru să mai ridicați odată că... Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru și 3 împotrivă, nicio abținere. Haideți să dăm drumul la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea de buget prin virări de credite în cadrul aceluiași buget și la partea de venituri cu suma primită de la administrația Fondului de Mediu, inițiatorul viceprimar Caliman Marcia. Da, domnul consilier. Am primit și ultimii bani pe care noi i-am dat pentru modernizare. Știți contribuția noastră la proiectul cu modernizare iluminat public. Am primit de la AFM ultima sumă de bani și această sumă de bani aveam varianta să o virăm în fondul de rumen de unde i-am luat, dar apoi luam iar din excedent pe excedentul și aduceam pentru autogreder. Așa luăm banii, nu mai facem, știți, în excedent și în excedent iar pentru autogreder, banii veniți îi dăm pentru autogreder, suma care contribuim. Autogrederul s-au semnat hârtiile, de săptămâna viitoare, acum facem documente, l-am înscris, de săptămâna viitoare o să lucreze și autogrederul nostru și am făcut plata, deci e în regulă. Avem avizul de la Iași, de la Jefir. Ce viramente mai sunt în același capitol, majoritatea și după cum observați sunt de la trimestre. De exemplu, inclusiv este aici capitolul pentru consilierii locali, indemnizația, banii s-au depășit, știți că s-au reactualizat cu acea lege care a mărit indemnizația primară și automat s-a mărit și indemnizația consilierilor și s-au adus bani din trimestru 4 în trimestru 3 pentru plăți și mai avem la asistență socială, este acel contract cu Consiliul Județean unde suma este mare că s-a micșorat între timp, cum am primit hârtiile și tot la fel banii nu pot fi duși în altă parte momentan de la sfârșitul anului, dar banii sunt aduși în alt trimestru și totul este, deci rămân acolo, numai că se aduc de pe un trimestru pe celălalt. Singura sumă și care se face rectificare, v-am zis, sunt acei bani primiți de la AFM, care se duc pentru autogreder. Bine, vă mulțumim. În baza acestui proiect, vă mai înscris careva la cuvânt? Domnul Claudiu Dămoc. Mai există cineva sau dăm cuvântul, dacă nu știu să ne stați. Mulțumesc. A pomenit doamna administrator de fondul de rulment. Ne puteți spune câți bani mai avem în fondul de rulment la acest moment, vă rog? După cum, momentan, vă să vezi, dar știți foarte bine de câte o să am cu rectificare, domnul Dămoc. Ați primit hârtiile, proiectul de hotărâre a fost... V-am întrebat doar suma, să spuneți suma. Păi nu, și dacă vă duceți, pentru că știu sunteți un om conștiincios, dacă vă duceți la ultima rectificare unde s-a folosit un excedent, găsiți acolo suma exactă pe care o avem în excedent. Știți foarte bine că în ultimul timp nu s-a mai luat din excedent, nu s-au mai luat bani și suma e aceeași... Spuneți-ne suma, vă rog. O aveți, veniți documentat și o știți. Doamna Temeț, nu spuneți politicos. Păi v-am spus, politicos, sunteți atât infirmat, ar fi jignitor din partea mea. Câți bani erau în 2020 când ați intrat pe funcție fondul de rugăt și câți bani mai sunt în acest moment? Dacă sunt interesați, domnul consilier, banii care s-au cheltuit au fost toți prin Consiliul Local trecuți. Deci niciun leu nu s-a luat fără aprobarea Consiliului Local. Observați, domnilor consilier, cum se aruncă vina pe dumneavoastră? Dar de ce vină, domnule? Dar de ce ați zis? Că toți știu. Stați, nu faceți așa. Care pune problema de vină, domnule consilier? Doamna Temea se simte cu musca pe căciulă. Știe că, practic, s-au cheltuit aproape toți banii. Ce domnule, voi ați votat, voi ați cheltuit banii. Și de fapt realitatea este... Domnule consilier, n-ați cheltuit niciun bani de la noastră. Că toți banii de apă canal pe care îi aveam noi pentru cofinanțare nu mai sunt. Vai de mine, ce minciună spuneți, sunt cel puțin 30 de ani. Nu mai vorbiți prostii, banii de apă canal sunt acolo, nici nu vă gândiți. Există obligație legală ca să fie afișate salariile la vizier. Ne arătați și nouă, vă rog, lista cu salariile actuale. Acum mergem acolo să vă arăt? Da, vă rog, aduceți lista. Eu mai rămân și... Dar de ce să vă arăt? Haideți să trecem la dumneavoastră, adică prostii de ale dumneavoastră. Doamna Temea consideră banii bugetului Comunei Horgești și salariul pe care dumneaei și restul le încasează, sporuri, știți sporurile nesimțite de care v-am mai povestit, consideră că sunt prostii. Dar de ce dați interpretare? Cine a zis de salarii prostii? Am zis problema cu... Haideți să ne uităm de asta. Haideți, domnul Dămoc. Gata, trecem. Eu fac referire la ceea ce ați vorbit dumneavoastră. Și am zis că s-a dat ordonanță și au crescut salariile. Haideți ca să vedem un pic la ce nivel suntem cu cheltuielile și tocmai să vedem dacă... Și să vedem dacă ne ajung banii până la finalul anului. Aici vreau să ajung. Să vedem unde ne încadrăm. Câți bani am aruncat. Nu e treaba noastră. Este treaba noastră. Păi mai devreme am spus că e responsabilitatea noastră a Consiliului Local. Așa am zis? Da, așa am spus. Ați interpretat, dar zic că din cauza capacității de a înțelege lucrurile ați interpretat. Da, din păcate, doamna Temea duce lucrurile și Consiliul Local de obicei în derizoriu și mie îmi pare rău că nu plecați la Bacău, că acolo vă simțiți mai bine decât aici. Sunteți mai relaxată. La ora asta e închis la restaurant, nu mai puțin. Am înțeles. Mulțumesc pentru răspunsul sincer. Haideți să înaintăm și dăm drumul la continuare la ședință. Domnul Dămoc, mai aveți ceva dacă nu dăm cuvântul? Nu, o să vorbesc la Bacău, o să deschidă restaurantul mai devreme ca să aibă terminat. Să mai scrie careva la cuvântul. Veți relații, nu? Și muzică puneți? Nu. Dacă nu mai este nimeni, mai terminat. Haideți să supunem la vot. Cine sunteți pentru? Împotriva? Nu, abținere. Abținere. Împotriva am văzut că nu am, dacă ați împotriva o abținere, da? Avem 13 voturi pentru și o abținere, da? Haideți să dăm drumul la proiectul numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componența C15, educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, unităților de învățământ pe universitar și a unităților conexe de la nivelul Comunei Horgești, județul Bacău, inițiator viceprimar Caliman Marcia. Domnul consilier, la acest proiect consider că nici nu ar trebui să facem multă vorbire, deoarece s-a discutat, știți foarte bine, a fost aprobat, am primit finanțare prin PNRR pentru proiectul de modernizare, de dotarea școlilor, a tuturor școlilor din comună, exact cum au cerut domnii directori. Domnii directori au făcut o situație, ne-au dat-o nouă și ne-am mers mai departe cu proiectul, cu propunerea către PNRR și știți că au fost aprobat. Cam atât. Și sunt bani care trebuie prinși și e prin PNRR, deci nu... Să includi și școala Sofodor? Toate școlile sunt. Exact ce au cerut direct. Domnii directori au cerut și au considerat unde ar mai trebui făcute laboratoare, unde ar trebui mobilier, unde ar trebui calculatoare. Deci, cum au dat situația, noi așa. Proiectul, la prima de doamnă, noi am văzut că îți prinși la școlile cu personalitate juridică, la Horgești, la Recătău. Păi nu, școlile cu personalitate juridică, pentru că ele depun, adică școala cu personalitate, dar celelalte școli sunt... Da, deci pentru toate sunt. Cer mai și pentru școli celelalte care sunt. Da, dar știți când depune, zice, școala generală, școala gimnazială Recătău, școala gimnazială Horgești, la cadrul Recătău e Recea, în cadrul Horgești e Suhodorul. Haideți, dacă sunteți careva, vă înscriți la cuvânt, în baza acestui proiect? Legat de acest proiect, domnule, să mai menține deportarea elevilor de la Suhodor la Horgești. Și n-am discutat de o școală goală. E absolut necesar. E absolut necesar lucrul ăsta. Absolut necesar. Cât timp să mai ține deportarea, domnule? Dar nu este nicio deportare. Să poartă urât profesori. Avem semnalizare în sat. Că se poartă urât cu copiii noștri de acolo, așa. Profesori care au bătut copiii acolo, da? Și ducem copiii aici, s-a cumpărat mașină la primărie ca să poată fi deportați romii din localitate, romii din Recătău, romii din Suhodor, îi duce, deși să avem o școală care stă goală, dă. Deci să nu vină profesorii să vezi acolo la școală. Deportați copiii, dă. Și eu am discutat ieri în ședința de la școală problema asta, chiar dacă acum toți virează bani, ar fi bine acolo, când școala e destul de mare, să mai facă o clasă, ceva, domnul director spunea că tot la fel, să aducem copii aici. Acum, nu știu, dacă sunteți de acord, asta e. Manipulați oamenii, domnule, ca să duceți aici, să aibă locul elevi la Horgești și să completează. Nu, dacă nu s-ar face lucrul ăsta, s-ar face învățământ simultan. Adică clasa a doua ar veni cu clasa a patra. Lucrul ăsta este imposibil. După câte știi, este imposibil să înveți așa, este imposibil pentru învățător, este imposibil pentru copil să înveți ceva. Așa cum să... Câștigul e nespectacular. Pentru ei să facă. Aveți personalitate juridică. Transport avem, ca să fii duși într-o parte în altă. Spații avem. Profesori avem. Dacă nu ar fi învățământ simultan și atunci ce... Cum s-a întâmplat când a fost grupa 0 cu clasa a 4-a? Păi asta Lina a făcut grupa 0 cu clasa a 4-a. Asta o să predai de. La unul o să-i predai abecedarul și la celălalt să-i predai noțiuni de geometrie. Și a căutat doamna Cătălina atunci, ea mai aducea 2 ore pe unii, 2 ore pe unii. Este foarte bine. Aici nu vă dau ce. Nu, e foarte bine așa cum se procedează, pentru că s-ar pierde profesor, s-ar pierde... Dar se pierde elementul de bază, e clasa copilului. Sarcina. În primul rând, care trebuie să facă copii în fiecare localitate. Să mulțumim că avem posibilitatea să grupăm, să facem... Din 32 de elevi, da, 32 de elevi putem să facem 2 clase. Are materia, continuitatea, adică ce ar înțelege copiii? Da, dar inspectoratul ți-ar spune cât e numărul maxim de elevi, 25, ok, câți mai sunt în plus, 6 elevi. La clasa cealaltă, să spunem clasa a 3-a, câți elevi sunt în plus? Încă 6, mai facem încă o clasă simultană. Și acolo, deja că nu se înțelege nimic de școală. Da, dar pe școală, nu ați înțeles nimic. Banii de la Sofodor și banii de la Horgești sunt același lucru. Exact aceiași personalitate. E aceeași școală. Doar una este centrală și una este structură. Ce este greșit? Fetele de la Horgești, tinerii, căsătorești și duc în Sofodor. De-aia ați rămas fără copiii la Horgești. Acolo se centralizează tot. Mergeți la oameni și mențineți educația ca să nu se distrugă natalitatea, să facă copii. Nu se deportați din sat, de unde au făcut oameni copii, să tem de Dumnezeu. Merg pe acolo oamenii, unii fac chirotare și aborturi. Da? Nu vă frică de Dumnezeu. De-aia ați rămas cu satele pustii. Noi am rămas cu satele îmbătrânite. Așa, pustii ați rămas cu satele. Domnilor, părțile, hai să vă rugăm frumos. Ziceți să ducem babelii la paternă? Ei, bă, nu astea mai rămas. Domnul Țurcan, să ne ducem să-i facem în planță. Vă faceți câțiva mai sunt, că vă faceți învățători și profesori și nu aveți copii de unde să-i învățați. Mai este cineva? Mai sunteți careva? Dacă nu, haideți să-i supunem la vot. E rușin că am văzut. Cine sunteți pentru? Împotriva, abține, avem 14 voturi pentru. un bunar după apa la munte. N-am ce să fac. Acum, ai zis că și am trecut prin noastre de prieteni, avem proiectul numărul 4 cu întrebări și interpelări. Domnilor consilier, dacă îmi permiteți să încep cu prezentarea raportului Curții de Conturi. După cum știți, în luna martie am avut control periodic către Curtea de Conturi. Am primit un raport. Urmează să vă prezentăm și noastră. L-ați primit, nu? L-ai depus? Nu l-am primit, l-am depus pe site ieri dimineață. Dar vă stau la dispoziție cu copii, orice... Haideți să începem, să spun, cu partea negativă a constatărilor ale Curții de Conturi și să vă spun. S-a pus problema că inventarierea nu este actualizată și s-a făcut de mult, urmează să facem inventarierea și să ne punem la punct cu acest deficit. La încasări au ridicat problema că ar putea și ar trebui să fie încasări mai mult, să facă mai multă executare pentru cetățenii care sunt datori și au sume foarte mari la primărie. Avem persoană, funcționar în primărie, care răspunde de această problemă, are în fișa postului, este domnul Munteanu Romică. A făcut câteva dosare, sunt câteva executări, urmează, dânsul a fost în concediu în ultima lună, de astăzi declară la serviciu, să înceapă, adică să reînceapă și să continue, de fapt, executările. Cam acestea au fost marile probleme constatate de către Curtea de Conturi, iar ca parte pozitivă, contrar a ceea ce s-a vorbit cu DNA, cu pușcărie, deci nu s-au găsit sume care să fie imptate sau cheltuite și achiziții care să fie făcute fără respectarea prevederilor legale. Știți, mai mult s-a vehiculat, s-a indus inclusiv că eu am fugit din țară atunci din cauza controlului Curții de Conturi, nu, nici n-aveam motiv. Și dumneavoastră, domnul consilier, este încă o dovadă că de câte ori am venit în fața dumneavoastră și am venit cu o propunere și ați votat-o, lucru pentru care vă mulțumesc, nu s-a făcut nicio ilegalitate și nu am venit în fața dumneavoastră cerându-vă să votați un lucru care nu este corect. Și pentru aceasta vă mulțumesc și chiar sunt curioasă și sunt de faptul că, indiferent la ce s-ar spune, deci achizițiile au fost desfășurate în condiții legale și banii au fost cheltuiți cu respectarea prevederilor legale. Mulțumesc! Bine, vă mulțumim și noi. Domnul Lila, am văzut că s-a scris primul la cuvânt. Domnul Bernar, domnul, haideți că o luăm așa ușor. Domnule, îi dăm cuvântul. Da, să trebuie pe doamna primar, domnul Vici, ca de obișei, fiecare ședință, nu contează. Și nu ați greșit și nu va corecta nimeni. Și nici nu mi-au crescut gradele, spun, în greșeală. Vreau să întreb, că o să întreb ședință de ședință, pentru că așa este bine, dar totuși aș vrea și răspunsul să fie concrete, să fie și oficiale răspunsurile, adică adevărat mai bine zis. În legătură cu termenul de sport, și s-a mai întâmplat, și mai este, cum depur lucrurile, s-au făcut demersurile. Da. Haideți să vă spun. După cum știți, noi am achiziționat, comuna a achiziționat acest teren de sport de pe zona Tasil și în același timp s-a achiziționat și acel teren pentru cimitir, acum mulți ani. Ca să putem face documentele, schimbul acela de terenuri, ar trebui să actualizăm cărțile funciare. Și au venit pe teren. Teren s-a măsurat conform schiței și s-a constatat că o casă care este pe terenul, parcă ea domnului Aghia Timotei, să nu greșesc Timotei, că da, Aghia sigur, este construită pe terenul nostru, deci de sport. Și nu se putea intabula că la noi terenul este luat ca teren de sport, achiziționat și era fără casă, acum este o casă pe acel teren de sport. Ar trebui intabulată și locuința. Am fost și la director la OCPI, am discutat, am vorbit și cu domnul Gheorghe, o să facă, pentru că terenul, indiferent că s-a supărat domnul Boboc, și aici nu e un atac la dâns, dar dânsul a făcut, l-a vândut acelui băiat, deși este terenul nostru, nu spun minciuni pentru că avem actele, sunt cărți funciare care acolo nu există să fie greșeli, și s-a vândut acel teren. Acum i-am zis domnului Țurcan, o să facem acel schimb cu casa pe el și urmează ca domnul Țurcan să fim terenul dânsului, să-i ceară bani băiatului sau să dărâme casa, e decizia dânsului și de aceea vă rog, domnul Boboc, pentru că aceea situație, și știți foarte bine, este la cimitir, care din porțiunea noastră din cimitir și acolo s-a ridicat o casă și tot dumneavoastră l-ați vândut unei alte persoane. Din fericire, acea casă este doar la stadiu de turnat fundații și este, și să se oprească, să nu mai continue, pentru că suntem în situația în care omul investește bani și noi o să dărâmăm acolo. Haideți să punem lucrul la punct. Eu zic că în maxim 2 săptămâni vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre pentru acel schimb de terenuri și după ce fac schimbul și o să primesc în putere, presupun, să mă duc la notar, fac schimbul cu domnul Țurcan și imediat facem achiziția pentru construire teren de sport în zona Suhodor. Deci, să aduc și eu la cunoștința opinii Consiliului Local, ca să știți despre ce e vorba, stimate doamne. Acolo, terenul din Tasen, care a fost achiziționat de la soția mea, sunt 46 de ani teren vândut, terenul de sport. Actualul teren care este acolo e 47 de ani și încă în fața porții cimitirului mai sunt încă 10 ani uși pentru un tors o mașină acolo. Acolo a fost terenul, nu a fost vândut niciodată, nici o margine de teren. Dincolo, la cimitir, sunt 36 de ani care au fost vândute de fratele meu la pentru cimitir, sunt 36 de are care e acolo pe Mătănilor, în spate, dincolo e cumpărat de mine, am convenții, de la ce l-am cumpărat. Așa că nu lua terenul nimeni de acolo. Având terenul acolo, la un loc comasat, cu conducerea de atunci, domnul Mitică și ceilalți care erau acolo, a venit la măsurat și au stabilit care e terenul. Chiar dacă amplasamentul era altfel, era din deal în vale, putea să facă teren din deal în vale. Bucățica asta rămâne aici. Da, ochelare? Da? Sau vreți copiii să-i filmați în timpul ședinței? Nu, ca să știu ce filmați. Mi-a plăcut cum gesticulați. Așa că terenul e acolo, nici ăla de acolo nu-i tot. Are numai 46 de ani, nu 50-60 de ani acolo, cât e acolo să ia Țurcan. N-are încicătape. Terenul actual este 60 de ani acolo. Cu tot cu drum. Nu era drum acolo când am dat noi. Drumul l-a făcut primăria. Așa că n-are nici să scadă 10 ani drumul care l-a făcut primăria pe terenul de sport și al meu acolo. Încă mai avem 10 ani de teren în fața cimitirului. Unii când se va îngrădi acel teren care îl va lua Țurcan, să avem unii întoarce și noi o mașină, să avem unii trage și noi cu un mort în fața cimitirului. Trebuie să fiu de față, acolo să vă arăt. Așa au fost, porțile alea era din deal în vale. Și când s-au vândut, domnule, fiindcă ia dumneatare, au spus comisie de atunci, fiindcă ia dumneatare, uite, noi luăm terenul de sport aici, pe partea asta. Și terenul de cimitir, am convenit să luăm un par de altă. Era terenul de la rudele mele, dar al meu era că l-am cumpărat. Și terenul care l-am vândut acolo, l-am cumpărat de la oamenii care l-au deținut atâta timp. Unii stă aghea acum, nu s-au vândut acum terenul acela și nu-i vândut cu nimic. Eu era o margine de teren al meu, în afara terenului de sport, care l-am dat acum 20 de ani. Cumnatul meu, ca să spună și el ceapă, să spună și el că nu s-a făcut să casă, nici o casă acolo. Să pună și el ceva într-o margine acolo. A, că și-au făcut casă oamenii și domnii primari care s-au succedat, nu-au întrebat pe nimeni niciodată unde face casă și cu ce face. Așa nu întreba nimeni, din terenul de sport nu vine nimeni să întrebe măcar până acum, domnule, mai ia acolo, ce s-a întâmplat, nu. Acum când nu avem. Așa că vă invit pe cei interesați să vă interesați că sunt acte aici la primărie și nu merge ca să vorbim de aiurea. Cât teren e vândut, cât teren o cumpărat primăria și unde e stabilit terenul acolo. Comisia de atunci nu puteți facă un teren din deal în vale din 40 de ani, din 46 de ani din teren. Și o zis, domnule, la stabilim aici și a fost și domnul Budău acolo, a fost și sunt viață. Domnule, aici. Și din unii terenul la 46 de ani, acolo, cu tot cu drum, eu sunt responsabil de noi acolo. Eu n-am vândut niciun teren nicăieri. De-am vândut ceva, am vândut din proprietatea mea, domnule, teren care l-am cumpărat. Dau un singur răspuns și indiferent de comentariile ulterioare, nu mai că ne lungim. Haideți să vă spun. Realitatea și este de pe schițe, da? Inclusiv că s-a cumpărat, exista o schiță cadastrală, dar era schiță veche, care acum știți că se actualizează. Deci nu sunt așa 40 și ceva de ani și cu 30 și. Sunt 20 și ceva de ani la terenul de sport, 20 și ceva de ani la terenul cimitir. În total sunt 50 de ani. Că au fost discuții, nu știu, de 4.000, de 3.000. Dacă domnul Boboc zice că ar fi 40 ceva de ani la terenul de sport, unde sunt în schiță, cumpărați de către noi primăria 20 ceva de ani și atâta s-au găsit și pe acolo, pe acea suprafață s-au mai găsit 10 construit, înseamnă că și casele celelalte ar fi, din ce spuneți dumneavoastră, construite pe terenul primăriei, dar faptic, scriptic, oficial, terenul nostru este de 20 și ceva de ani în terenul de sport, 20 ceva de ani la cimitir. Suprafață care în total de 50 de ani. Și acest teren de sport în prezent este diminuat din cauza că ați vândut acelui Aghea, cum ați spus, când ați, nu știu ce. Puderea cu 20 de ani, n-ai fost mata la mântul de ani. Nu e acum 20 de ani, domnul Boboc. Ai fost și mata la doamna mea e la cu domnul Budău, ai fost mata la mântul. Mai mult de atât nu comentez, v-am zis care e situația, sunt schițe, e cadastru, nu e făcut de mine și nu e făcut de nimeni și este vând. Asta este. Dărâmați casele la oameni, așa să sunt terenul în spate. Nu trebuia să vindeți dumneavoastră știind că terenul nu vă mai aparține. Dacă puteți să vi, cum ne-ați vândut nouă cu acte, dacă știați că aveți acte pe aceea, îl vindeați cu acte. De asta și vândut cu convenție. Păi tocmai ați vândut convenție că nu aveți acte, ați vândut terenul primăriei. Așa, acolo are soția mea acte 60 de ani. Hai să vă rog eu frumos. Nu 47. Nu mai vreau să discutăm, v-am zis realitatea și cu pe altă. Parcă te-ai înscris vreau să întreb în curt cu doare la administrație, cu aia ce am aprobat noi cu pentru școli, directorii. Când se întâmplă treaba asta? Chiar săptămâna asta o să se întâmple. Am și vorbit cu domnul Vici. Acum trebuia să întâmple acum, dar a fost problema cu balastarea. Când termină, domnul Vici o să meargă, are pregătite documentele, că toate sunt și o să le facă. Dar nu înseamnă că o să mai fi spaznic și după aia. Adică nu cred că asta o să vă ajunge cu ceva. Dar o să fac o scurtă referire la discuția dintre doamna Tema și domnul Boboc. Măi, oameni buni, deci întotdeauna altcineva e de vină. Deci tu ești consilier juridic. Ai fost consilier juridic, ai fost secretar al primăriei, ai fost toate funcțiile posibile în primăria asta. Și totdeauna alții sunt de vină și tu nu știi nimic. Dar cât de proști să fim? Adică cât de proști, adică chiar așa suntem considerați cei mai proști de pe pământ și numai doamna Temea e deșteaptă, doamne, pe pământul ăsta. Deci chiar putem să acceptăm așa să fim mințiți în seamă? Ce vă pot spune? Vă sfătuiește domnul Dămoc, vinde și diferența, că încă n-am făcut altele cu domnul Țurcan, vinde și diferența de 15 ani. Auzi, păi stați un pic, nu vă grăbiți în conceptul ăsta. Chiar sunt în conceptul și să știți că săptămâna trecută vine, când domnul Herciu a lipsit nemotivat, eu eram la București când mă căutați pe aici. O zi bună, domnul consilier, și mulțumesc pentru prezență. Bani din primărie mai împrumutați? Da, continuați, vă rog, domnul Dămor. Continuăm, da. A început mare asfaltare, marca Caliman Temea. Asta? Da. Asta l-am mișto a zis, nu? Mulțumesc, domnul Dămor, mulțumesc. Sunteți foarte... Au ajuns oamenii să se pună în fața utilajelor, să spună, domnule, nu mai vrem piatră, opriți-vă, ne-am săturat. Care oameni? Deci nu mai, deci ne-am săturat să puneți piatră, să nu putem să urcăm pe drumuri, să folosim mașinile. Și după aia, la prima ploaie, să ajungă pe râpe, în șanțuri și în curțile oamenilor. Am făcut o situație, un rezumat. M-am mutat în istorie până în 2018, până unde am avut acces la achiziții, să văd câți bani s-au cheltuit pe piatră în ultimii 5 ani. Și o să vă spun pe scurt. În 2023, deci anul ăsta, avem până acum 44.502 euro. Prețurile sunt fără TVA, vă anunț. În 2022, 43.161 de euro. În 2021, 70.626 de euro. În 2020, 71.298 de euro. În 2019, 35.551 de euro. Și în 2018, 18.154 de euro. Pe lângă faptul că din 2018-2019, acum s-a dublat, s-a triplat valoarea pe care o cheltuim pe aceste lucrări, Am făcut totalul, este de 283.292 de euro fără TVA, 1,4 milioane de lei, da? În 5 ani. Deci eu am pus doar piatra diriginte, dar pe lângă au mai fost și niște bani de la ajutor de urgență. Asta vreau să vă întreb, sunt prinși banii care sunt pe ajutor de urgență, pe calamități care prindem în fiecare an? Eu am luat achizițiile de pe SICAP, tot ce ține piatră și... Pe achiziția, că tot noi o facem, fie că sunt bani venit pe INSU, fie că sunt bani din bugetul propriu. Deci în sumele care le-ați vorbit spus de ele, sunt bani nu din bugetul propriu, sunt bani veniți pe calamitate. Nu, pe calamitate a fost o singură dată. În fiecare an. Deci cel puțin în fiecare an, de când sunt eu în fiecare an s-a făcut constatare, pe cam în luna asta când sunt calamitățile, cei de la ISU Comisie, ISU Prefectură au venit și au acordat... Ce spun este că în campania electorală nu s-a promis vom pune piatră în fiecare an până vă veți sătura, ci s-a promis vom asfalta toate drumurile comunale în 4 ani. Asta s-a promis. Asta s-a promis. Ei, la momentul ăsta, în Comuna Horgești, ca să știe toată lumea, nu există proiect făcut pentru a asfalta nici măcar un metru de drum comunal. Deci nu există. Da? Asta este realitatea. Deci când se va veni la anul campanie și o să vi se spună dom'le, știți că nu n-am putut, nu s-a văzut, s-a promis drumul spre Tamaș, s-a promis, deci s-au promis o grămadă de lucruri și realitatea este că s-au cheltuit 1,4 milioane, 283.000 de euro fără TVA, numai pe piatră luată de ape și ajunsă în râpe. Asta este realitatea de la Horgești. Am cumpărat un autograder de aceeași sumă, deci practic am văzut că sumele sunt apropiate. Deci cu banii ăștia se făceau 3 km de asfalt. Da? 3 km de asfalt se făceau. Despre asta vorbim. Asta este realitatea. Da? Știm povestea. Că din piatră, mi-a spus cineva odată, domnule, primarul care vrea, oamenii care vor să-și bage bani în buzunar, că asta e realitatea, asta fac. Pun piatră. Acolo nu poate să te verifice nimeni. Și eu, asta spuneam, era vorba de o persoană, deputată la momentul ăla, eu i-am interzis primarului să-mi pună piatră pe drum. Așa mi-a spus. Eu interzic. Prefer să dea omul și să facă asfalt. La noi, ăsta este viitorul, s-a mai cumpărat și autograder, da? Ăsta este viitorul, să mai punem piatră câți ani de acum înainte? Câți ani de acum înainte vreți să mai puneți piatră pe drumurile? Asta este întrebarea mea. No? Că trebuie să folosiți autograder. Da? Nu mai zic, deci, să cumperi autograder nou și tu să plătești acum câteva mii de euro până să închiriezi un autograder? Deci asta e de noaptea minții. Deci, nu. Așa ceva eu cred că numai la Horgești se poate și se poate numai acolo unde interesele sunt altele, din păcate, și nu interesul cetățeanului. Asta este realitatea. După un an, ăsta e subiectul cu piatra. E trist. E trist, domnul Caliman, că girați așa ceva și e trist pentru dumneavoastră, domnilor consilieri, că mai acceptați lucrurile astea. Nu știu. E 2023, dar noi trăim încă în 80. Cam asta e realitatea. După ce am făcut un pic mai... mult scandal ședința trecută, că la noi numai așa se poate, văd că s-a rezolvat problema cu apa de la Pască. E lucru mare. Exact, da. Urmă la intervenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Marcel, pentru apreciere. Un an de zile să lași niște oameni, dar uite că se poate. Da. Domnul Caliman, am văzut că ați prins pentru 3 podețe reparații. Ne puteți menționa care sunt cele 3 podețe care vor fi reparate? Unul pe strada nouă la Sofodor, al doilea tot la Sofodor, Rău, Rece și unul la deal la Tabarcea. În sfârșit. Deci încă un lucru după 4, cred că sunt tot așa, cu 4 ani de zile de când. Dumneavoastră nu știu dacă ați zis vreodată de podoră de la Tabarcea, dar în sfârșit. Acum nu vreți să vă arăt câte ani? Nu zici dumneavoastră. Domnul Caliman nu era atent când spuneam eu de... Nu eram atunci când dar eu nu citesc toate hărțile din unul, că nu aveam nici interes. Nu erați singură. S-a plătit consultanță pentru podul de la... Podul care e pe la pe 35.000 de euro fără TVA. La fel ca și la apă canal. Atât constă consultanță la... Dar astea sunt prețurile, dar nu le facem noi, domnul. Noi le preluăm de la aia care îi fac consultanță, dar nu o facem noi consultanța. Consultanța o face... Da. Am făcut niște solicitări, și până la finalul săptămânii sper să vă încadrați în cele 10 zile conform legii prin care să primesc acele contracte pe care le-am cerut și la fel să vedeți că aveți obligația conform legii să publicați toate cheltuielile pe SICAP, inclusiv cele mai mici de 9.000 de lei. Asta am aflat și eu recent. Da? Deci absolut toate cheltuielile care sunt făcute trebuie să fie publice pe SICAP, da? Deci nu numai achizițiile publice. Chiar vă rog să vă îndepliniți. Amenda este de 5.000 de lei, nu e o amendă mare, dar eu nu vreau să plătească cetățenii, că m-am săturat să plătească cetățenii amenzi, pentru că lumea să nu vă faceți treaba. Da? Și o să vă rog să vă faceți, să vă puneți un pic la punct și să publicați pe SICAP toate cheltuielile. Da, da. Cealaltă îndatorire pe care o aveți, v-ați adus-o la zi, v-ați respectat obligația? Nu. Da? Vă rog să menționați, deci este a doua sau a treia lună la rând când dumneavoastră. Pentru ce veniți la muncă? Eu vă întreb sincer. Să aveți dumneavoastră de ce ne vă luăm. La fiecare ședință de care dumneavoastră veniți și vă luăm. Nu-i de râs, oameni buni, vă spun sincer. Nu-i de râs, pentru că domnul Caliman e sincer. Vedeți, pur și simplu, eu am venit într-o zi la primărie. Deci toată lumea stă pe lângă primărie, se vârtea în jurul primăriei, nimeni nu făcea nimic, birourile goale. Deci, e trist ce se întâmplă acolo. E foarte trist. Și o întrebare la final pentru domnul secretar. Dacă un proprietar, da? Un proprietar, fermier, da? Deci el are o proprietate pe clădire. Are drept de preempțiune pentru pășune? Pe terenul aferent, dacă e vecin, da. Spuneți că există un fermier care are un drept de proprietate a unei clădiri pe un teren, proprietate publică? Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dacă o să vă uitați și pe amenajament și pe toate documentațiile, persoanele care concesionează au dreptul de a-și edifica amenajări cu caracter temporar sau nu pe acele zone care le au în concesiune, iar la finalizarea contractului, dacă proprietarul suprafeței consideră că acea clădire, acea amenajare profită lui ca proprietar, îl poate despăgubi, dacă nu, este obligat cel care a avut concesiunea să desființeze acea clădire. Pe un teren proprietate publică nu poți niciodată să edifici nimic care să aibă caracter permanent și după aceea să pretinzi să fii proprietar. Nu știu dacă știți speța, dacă s-a discutat cu domnul Arvinte, cu doamna Sorina. Deci, ei au cumpărat o clădire de la domnul Boboc, da? Eu n-am știut de lucrul ăsta. Și deci în 91 s-a cumpărat de la primărie prin licitație respectiva construcție, da? Nu s-a cumpărat niciodată. Știu discuția cu acea amenajare care este acolo. Anterior licitației care a avut loc, domnul Gosav, Dumnezeu să-l ierte, a venit și a pus problema asta că el acolo vrea, că el are o construcție, nu are niciun document de la primărie oficial că primăria i-a vândut, nici nu a putea să vândă, este proprietate publică. Proprietatea publică este imprescriptibilă, inalienabilă. Deci nu poate să o vândă nimeni. Eu am văzut un document de asta, de 91, de la o licitație. Depinde ce document. Acum, că, așa, eu mă refer la documente. Atât, oricum, da. Eu mă refer la documente originale și acte autentice, că așa se face transferul de proprietate. Dumnealui, atunci i-am spus, domne, fiecare participă la licitație, aveți acea clădire care ați întreținut-o, care ați făcut-o, așa. Ok, licitați, asigurați-vă că pe procesul de licitație obțineți acel pământ. După care dumnealui, când a auzit că nimeni nu-i garantează, că nu are, că prin licitație nu poți să garantezi nimănui, că atunci automat s-ar eluda efectul licitației. A renunțat, nu a mai depus dosar de licitație, după care a avut niște discuții cu persoanele în sine și și-a rezolvat problema, și-a luat niște bani pe aceea. Nu vreau să intru în mai multe discuții, da. Ca idei. Deci ca idei, în primul rând, pe proprietatea publică nu ai voie să edifici, nimeni nu are voie să edifice nicio construcție, cu atât mai mult să spună că devine proprietar al terenului și prin codul civil. Știți cum e? Clădirea urmează situația terenului și nu invers, că atunci ar fi foarte ușor. În aceea situație cu casa care este ridicată la Suhodor. N-am vrut să o spun eu așa, eu n-am văzut documente. Dacă documentele spun asta, da, suntem în aceea situație. Numai că acel teren, din câte știu, este în proprietate privată. Nu știu dacă este proprietate publică. Că dacă ar fi în public, deci trebuie să... Apare în inventar, apare în inventar. Oricum apare. Dar proprietatea privată poate fi schimbată, vândută. Proprietatea publică nu. Ca să poți o proprietate publică, trebuie să o muți din public în privat și ulterior să faci demersul. Deci orice fel de amenajament care apare pe pășunile care sunt în proprietate publică și-au fost făcute de concesionari, la sfârșitul perioadei de concesiune urmează fie ca ei să le desfacă, de-aia să-și fac pe 10 ani concesiuni, nu-și fac pe un an, și să elibereze terenul, cum au obligațiile prin contract, fie dacă proprietarul, adică primăria, consideră că acea construcție îi profită și îi aduce un plus valoare, îl poate despăgubi, dar asta se poate doar după ce se face o evaluare. Că... Da, vom mai discuta cu siguranță. Și eu o remarcă, văd că e anul care... să mai rezolvă unele din problemele pe care tot le menționez. Domnul Caliman, tot așa, vă zic, din vreo 3 ani de zile de gropile astea din asfalt. Și mi-a spus tot așa, că nu găsim soluție. Noi am încercat, le facem pe cont propriu. Păi așa mi-a spus și acum 2 ani. Da, dar am încercat. Nu ne dă voie nimeni să facem noi recapitele acolo și acum este prins în planul de urbanism, permise cu asfaltarea totală a drumului. Nu e nevoie de asfaltare totală, e nevoie să plombăm ceea ce s-a stricat. Asta trebuie să facem. Deci, eu când aud scuze de genul ăsta că nu se poate, deci numai la Horgești nu se poate. Numai, deci, oamenii ăștia poate să fac orice, numai să pus asta pe două împreună se poate. Da, asta e realitatea. Mulțumesc mult! Bine, vă mulțumim și noi, domnul Dămoc, de domnul Resecar, parcă să primim domnul Boboc. Domnul viceprimar, aș vrea să vă întreb ce s-a făcut cu lămpile alea care s-au demontat de pe stâlpi? Unele s-au dat la rebuturi și unele care mai erau mai bune sunt în, deci mai aveți în stoc, în magazin, da. Aș vrea să, adică aș indica să mai completați când nu mai este. Sunt zone unde nu sunt lămpi. Spune zonele care sunt. Dacă le știți. Noi am mai fost pe acolo și mai degrabă, domnul consilier, pot să vă scrie pe o hârtie, vă dă și o aveți în vedere. Că acum nu cred că o să citiți procesul meu verbal în fiecare zi și atunci va fi mai ușor o hârtie dedicată dumneavoastră. Dați-mi hârtia și le completăm unde este posibilitatea. Nu sunt stâmpi și nu sunt lămpi. Și chiar este nevoie. Am înțeles. Chiar și la hotarul din Crivecea și Recătău, este o zonă acolo de 100 și ceva de metri, 200 de metri, unde nu este niciun bec, unde nu bate niciun bec. Unde? Între la Beleciu aici? Da, da, între Beleciu și asta este o zonă unde... Dar știu că acolo erau, din 2 în 2 stâlpi erau becuri. Este o zonă unde nu este, probabil nu sunt stâlpi și nu asta. Zona de la Măceșului, pe acolo am văzut-o la fel. Toma, ultimul stâlp acolo nu are nicio lampă și ar fi bine ca să bată, că este casă de lampă. Mai sunt pe poște aici, la intrare, tot la fel, nu merge nicio lampă. Îmi dați lista și... Da, 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 o să vă notez într-o liste. Și a doua problemă, dacă aveți cunoștință, știu că era... vorba de niște de asfaltare drumul județean 252B. Aveți idee când începe lucrările? Nu știu, noi acum, după câte știu eu, au fost sau este și acum licitație. Deci nu se termina licitația. Nu a venit nimica, nu. N-au venit nicio altă nimica. Vă mulțumesc. Nu, atât. Nu știu pe cine să mai întrebăm și ce am mai putea rezolva, domnul Vici. Sunt fundate toate podețele astea de pe la deal, de acolo, când vine o tentativă de asta de ploaie, oamenii de drumul la fosă pe șanț, s-au înfundat pe la toate podețele de parte de la deal acolo în șanț și suntem în posibilitatea unei focari de boli. Dom'le, eu vă dau la îndemână, dacă mai puteți face ceva, vă dau o soluție la îndemână. La noi, la Suhodor, sunt o mulțime de oameni de beneficiari ai ajutorului social. cu care s-ar putea, domnule. Cum, domnule, să încaseze oamenii ăștia atâția bani de la stat, să nu facă nimic, domnule? Domnule, nu cumva cineva de aici, de la primărie, la noi leagă ploile în direcția asta de vreo câțiva ani? Cine ar putea răspunde din miliardele astea de lei, domnule, din bani care s-au luat de la stat, s-a dat la oameni care beneficiază de ajutor social și nici nu sunt comune, oameni cu jacuzzi, domnule, oameni cu mașini, cu tractoare. Nu putem vorbi nimic, chiar suntem muți, domnule, ce s-a întâmplat, domnule? Da? Și să faci dosare cu adeverinți și cu cunoștinți, cu situații politice de viitor, pe fiecare zi să dai adeverinți și să faci ajutoare și ajutoare și ajutoare, să stăm într-o mizerie până la gât. Nu se face nimic, domnule, nu. Nici dumneavoastră nu poți să vii să iei măsuri cât e doamna de urechi și dă de pământ cu mata. Da? V-a luat o static și pe dumneavoastră. Oamenii din comună mă iau de urechi. Nu vreau să vă jignesc. Și pe domnul secretar, nu e niciun funcționar de aici din primărie cu care să nu fi trântit doamna de pământ cu el. Da? Trebuie să facă, să execute așa cum spune. Domnule, hai să mai facem ceva. Ori ne mutăm de aici din comuna asta. Ce facem, domnule? Trecem toți din gură, toți aspiratorii politici de aici, care doresc în mandatul viitor să se mai regăsească, nu vrei să deranjeze pe nimeni cu nimic în privința asta, domnule. Miliarde a făcut Țurcan în pușcărie pentru un mizilic. În raport cu ce să duc banii țării, nu sunt pentru pensionari, nu sunt pentru medicamente, nu sunt pentru profesori, se duc miliarde, domnule, miliarde. Cine răspunde de problema asta? Cine face o verificare dacă cu 7-8 ani de zile de când se duc miliarde? De pe timpul domnului Cioroabă, când a dat mâna la doamna primară, mâna liberă, doamna primară, acum, a dat mâna liberă, să se facă dosare pe scenă, plecați de la noi 80% din sat de oameni care primesc ajutoare sociale, doamne. Ajutoare sociale, acum primesc. Că ultimii am pus lumea în cap, chiar vorbind așa. Cine mai ia taurul de coadne? Măcar să ne scoată din mizeria asta, domnule. Și cu ăștia care sunt, dacă l-ați vedea, poștarul stă cu capul în jos. Ăsta știe toate treburile de la A la Z, stă la rând la el, ca la pâinii. Îți ia pachetul cu bani, de la amețin săracul, numărând acolo, și stăm în mizerie până la gât în sat. Niciunul din consilieri de aici nu-și asumă problema asta, domnule. Hai să facem, domnule, ceva. Dacă totuși ia bani și și pe nedrept, și așa, hai să fac. Auziți, s-au făcut conturi în bănci și acum nu mai știi, ei nu mai afișa pe nicăieri, ei virează direct în banc, fă-ți cont în banc. A fost cineva care a trebuit să plece din comuna asta, așa că s-a aprins oameni în cap. Știți dumneavoastră mai bine, Bernard nu a făcut nimica față de ce a făcut azi. Aici pe la noi pe comun. Și bani cu cunoștință, trece și mi-a băiatul, trece și mi-a pat. Dacă cineva a vociferat urât, gata, art, pat, l-o tăiat de acolo, o vorbi cu cineva sus spus, de acolo, de la direcția muncii, că l-o chemat acolo, pe ăla care nu mai dorește, care nu mai cântă pistruna care trebuie. Cine mai? Și toți stați din gura aici în Coziloba, suntem din mama ligă, domnule, ce facem? Domnul consilier, funcționari, o să facem un sindicat și vă propune pe dumneavoastră lider ca să ne apărați. Ai să terminăm cu bășcălia, domnule. Puțin la sindicat, ca să nu ne mai întâlnească, doamnă. Să terminăm cu bășcălia. Să terminăm cu bășcălia, hai să ne facem la câte ori. Dumneavoastră aveți abordarea asta, mi se pare și normal. A fost asta, am spredit unui bășcălit, domnul consilier. Da, în ceea ce privește ajutorul social, dacă scot eu un proces verbal din 2019, la fel erați de vehement, că de ce ne luăm noi de asistație socială, că ei câștigă mai nimica și toată lumea vorbește de ei. Este așa, știți cum ne uităm unul la altul. S-a schimbat ceva din 2009. Se primească, sunt oameni bolnavi, sunt oameni fără posibilitate. Oamenii care au la dosar documente merită, domnul consilier. Oamenii cu virii, se ajută social. Domnul, oamenii care au dosar și au la dosar documentele necesare merită. Domnule, lăsați documentele. Pe asta să lucrează, domnul consilier. Eu mă să treacă mașina la bunic sau să treacă... Chiar dacă ați avea dreptate și poate că aveți dreptate, cum putem noi să-l obligăm să nu o treacă la bunicul? Trebuie să-l învățăm. Păi, ce pot să vă spun? Dom'le, excludem problema asta. Dați-ne mai departe. El a scris bine că e schimbat. Dați-ne mai departe. Dar zic, puneți-vă acolo că te treabă, dom'le, că e o mizerie. Asta de așa e altceva. Vorbim, adică nu le... Da, așa e. Bine, domnul Boboc, mai aveți ceva? Dăm cuvântul domnului Dudunică. Și eu pe ajutor social de la... Nici eu n-am jacuzzi, dacă eu renunț la școală, mă duc la ajutorul. Haideți să pleacă domnul Vici mai iertă domnul Dudunică. Mă adresez domnului viceprimarul cu atribuții bune. Solicit o anchetă în contextul cu lucrătorii ăștia de extinderea rețelei electrice, acolo unde a lăsat ulița aia eu, în domeniul public, așa, au pus un stâlp lângă casă. Dacă era mai la deal de casă o leacă, puteam să fac o virare, casă, o curbă, așa, în direcția casei și distanța e mică, nu poți să treci cu un disc, cu o mașină, ca să mai lucrezi terenul la vale. Da, dar n-am văzut când o făgaură atunci, trebuia să veniți atunci cu problema asta. Am plasat standardizate, prin măi, dar dacă respectăți dată cum erau ei atunci, vorba de rețea, nu au ei planurile. Nu-i proiect, domnule, dar se știa de sână, nu știu direcția. Nu fii proiect, domnule. Băi, proiect, proiect! Dar dacă eu am fost proiectantul ieri și am discutat cu dânsul, ei o leacă devierii, păi proiectul-i cu devierii? Ei, domnule, mi-am place să discut și dumneata, când știi ceva și ai văzut. Dar ai fost la fața lucrurilor, de-aia solicita încheta. Câți metri rămas? Păi de la 4 metri și jumătate, eu am fost lăsat cu coselimet. Și mai mare, că asta fac acolo. Păi dacă nu mai poate trece la o ambulanță, sau nu mai știu, și altă problemă, i-a spus problema că n-ați văzut când... Domnule, a fost problema că... Am avut un caz în familie, adică mama lui nevastă mea, a fost cu mormântare, cu tare, ei s-au apucat și a plantat stâlpul pe acolo. Păi nu știu, să vedem... Păi dacă solicit anchetă acolo, la fața locului, să vedeți că era până în canal, rămâne un metru și ceva și s-a băgat în mijlocul drumului. Păi da, eu am lăsat drumul acolo pentru un șic, pentru drum public, nu? Da. Atunci trebuie și în asfalt să-l facă mai și prin oraș, să vedeți. Deci ce-a spus Daniel, a spus bine, dacă proiectul pe acolo vine, e clar. Dar de atunci când s-a făcut proiectul stabilit, să-l pun în marge. Păi da, să vedem. Și în codul rutier spune că nu poți amplasa și altceva care să dăuneze drumului, nu? Și dacă tu ai lăsat drumul de 3 metri, că dumnealui spune drumul are 3 metri, și nu poate trece o mașină de pompieri de acolo... Domnul Marcel până acolo să vadă despre ce... Trebuie măsurat, da, dacă drumul are lățimea, ca certificatul de urbanism... Trebuie rezolvat așa. Că după aia dacă pune firul sus, nu? Că și n-ai spus mai înainte. Dar am solicitat mai de mult, nu săptămâna trecută. Poate să intre astăzi, să uite. Da. Domnul Dulică, mai aveți ceva? Acum nu dă stâlpul, dar măcar... Așa că... Domnul Săgărunchiu, dar n-avea treabă. Eu am zis așa, deci l-am zis... Nu trebuie să zici, până când nu vieți, nu trebuie să zici. Nu, în aceeași situație și la mine, doamne. Eu nu pot să deschid poarta. Asta din cauza stâlpului. Nu dă nimeni acolo. Ești cu adreta, dar la mine trebuie să treacă mai mult și la agregate și aia. Asta e, dacă un proiect acolo, e proiect acolo, să nu e greu. Deci, domnul Dulică, mai e cineva? Că domnul da, da. Nu? Ei, de care ați închis lucrările ședinței. Acum, piese mai